ce să fac dacă, pe perioada de curtare, beatul seamănă cu Hristos și după ce mă mărit cu el, seamănă cu un drac? Ce să fac? Așa, grosomodă pus întrebarea. Mă întreb, și acum, uh, sigur, diferența este enormă, da? Să se poarte un băiat cu o fată atât de frumoasă încât să-l confuzi, da? Să-l să-l să 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 identifici cu Hristos, să zici, mă, asta înseamnă cu Hristos uh, și după aia să se semene cu un demon, da? Că despre eu au zis Domnul Iisus că e un drac, da? Intrearea care mi-aș pune este de ce n-a fost fata atentă? Adică a fost așa de bun actor băiatul ăsta încât să ascundă în totalitate identitatea lui, pentru că se constată că noi suntem noi înșine după căsătorie. Practic, căsătoria scoate la iveală identitatea noastră, așa cum am văzut mai devreme. Ce e de făcut? Păi dacă fata aceea n-a fost atentă înainte, n-ar decât să aștepte până când bărbatul ei va lua o decizie. Și asta mă duce la o altă întrebare. Adică hai să-l muresc prima parte. La prima întrebare. Pavel spune în 1 Corinteni 7 că dacă într-o căsătorie unul este că din și unul necă din că în cazul ăsta poți să identific. Că... Situația asta cu ce spune Pavel, el e un necădincios, da? Își dă pe față identitatea, arama. E un necădincios. El va decide soarta căsătoriei. Și spune Pavel, dacă el vrea să trăiască mai departe cu sora, ea să nu se despartă. Dar ce înseamnă a trăi cu sora? Înseamnă ai acorda dreptul de relații intime. A o crotie, adică ai oferit hrana și îmbrăcămintea. Da? Aici, de ce zic uh, cele trei elemente? Pentru că în Vechiul Testament era o lege care spunea așa: dacă printre prinși de război aduci niște femei și dacă te îndrăgostești de una, chiar dacă ai o altă soție, spunea legea, să o aduci în casa ta pe cea de-a doua să-și radă părul să-și plângă părinții o lună și după ce vezi cum arată o femeie, după ce e plânsă și rasă, dacă îți place de ea să o iei de nevastă, dar să nu iei de la prima soție cele de trei drepturi. Dreptul de soție, îmbrăcăminte și hrană. Adică a dori să trăiești cu soția ta sau cu soțul tău, înseamnă ai oferit cele trei drepturi legitime. Ce, cine nu vrea să le ofere, înseamnă că nu vrea să trăiască mai departe cu sora. Asta naște de întrebare. Când poate cineva divorța? Și sunt trei situații uh, în care este libertate la divorț. Unu, în caz de abandon. Păi i-au plecat în lume, trăiește cum vrea. Să el pleacă în lume, a Iuria, în Spania, trăiește cum vrea și a care are 25 de ani. Și biserica își spune, până slăște bărbatul, n-ai voie. Nu-i normal, frați și surori. Adică la trăiește până la 80 de ani, bine mersi, face tot ce vrea și tot să-i de la 25 de ani până ajunge la 80 de ani, că o nu-i normal. El a abandonat pe soția lui în cazul ăsta soției libere să se recăstorească în Domnul. Al doilea caz, pe lângă abandon, este adulterul. Da? Păiatul de curvie. Adică, iau iarăși bărbatul, da. Bărbatul trăiește în curvie cu altcineva și tu nu o lași pe ea să divorțeze că îi trește bărbatul, nu e normal. Dacă ea nu poate ierta și el nu se întoarce, atunci are dreptul la viața ei, la fericirea ei, da? La divorț și Și trei, abuzul. Sunt situații, frașii și poate știți și voi, de bărbați care sunt niște brute și au băgat în spital nevestele. Păi vrea Dumnezeu ca o femeie să stea lângă un animal din ăsta care nu ne norocește nici vorba. Deci în cazul abandonului, adulterului și abuzului fizic excesiv, Dumnezeu de libertate la divorț. Sigur, problema este dacă se poate căstori. Dacă e vorba de o persoană tânără, cred că are dreptul la fericire și nu poți expune o persoană tânără abandonată sau divorțată uh, unor păcate um, aproape inerente. Da? Așa că eu cred că trebuie multă, multă, multă înțelepciune, discernament în a decide lucrurile și... În ale înselege în contextul lor biblic și cotidian, da.